autorizează într-adevăr dacă dezepezirea pe fiecare... Acum, încă ceva trebuie precizat. Dacă vorbim de dezepezire, în Sibiu sunt, să zicem, rotund 1000 de străzi. Nu pot fi dezepezite 1000 de străzi în același timp. Pentru că există o regulă clară, prioritățile sunt stabilite după care se intră. Dacă contractul prevede că în termen de 4 ore de la terminarea căderii zăpezii străzile să fie curate, nu are cum un operator să facă curățenie pe 4 ore, v-am dat ca exemplu, da? Deci trebuie tratată problema în astfel încât să putem într-adevăr să aplicăm penalități, dar păcinele trebuie să fie justificate și să fie... Dar în momentul de față nu ați putut aplica penalități pentru că totuși există nemulțumiri legate de cum a fost dezăpezirea asta. Nu, pentru că nu sunt foarte clare stabilite în contract. Deci trebuie schimbat contractul? Oricum trebuie să vă spun, contract, acest contract de salubrizare expiră în anul 2018 și noi intrăm într-o altă procedură de contractare. La ora actuală, direcția tehnică lucrează la caietul de sarcini care este gândit. A zis de salubrizare, de dezăpezire, vă referiți acum? Că da, salubrizare și de dezăpezire. Okay. Amândouă sunt împreună. Deci, în baza acestui contract, deci eu înțeleg că contractul nu se poate modifica, dar serviciul apare anul ăsta, nu? Ce va putea face? Că depinde, practic, de același contract care nu poate fi modificat. Cu ce se va îmbunătăți pentru Sibian? Serviciul se va îmbunătăți că va putea comunica în timp util unde este o problemă reală. Asta am înțeles, doamnă primar. Dar asta ce pârghii aveți legale din moment ce nu puteți modifica contractul până în 2018? De ce anul ăsta, în iarna următoare? Din păcate, nu foarte multe. Este și motivul pentru care ne-am adresat Ministerului de Resort, pentru că nu există o pârghie. Adică, dacă ai încheiat un contract, ca să vă explic, încheiat un contract care este pe o perioadă de desfășurare, să zicem, 3 ani de zile. Am posibilitatea să reziliez contractul. Imaginați-vă, asta e sancțiunea care mi-o dă voie să o fac, da? Că reziliez contractul în plină iarnă, în decembrie, observ că firma care trebuie să facă dezepezirea, nu are nici oameni, nu are nici utilaje suficiente, că se pot întâmpla pe parcursul a 3 ani foarte multe, nu? Se pot întreba pe parcursul unei luni foarte multe. Dacă reziliez contractul, în momentul când reziliez contractul, trebuie să trec o altă procedură ca să-mi găsesc un nou partener de contract. Și se blochează un oraș întreg. Asta a fost tema unui memoriu care ne-a trimis acum o lună, pentru că am constatat că este o lipsă, din părerea noastră, a legislației. Toți juriștii noștri n-au identificat o cale, ce putem face, dacă se întâmplă astfel de situații. Și vreau să vă spun că nu-i numai la dezepezire sau la... Dezepezire este, e cel mai concret exemplu, că ne aflăm în sezon, dar imaginați-vă că avem o problemă, că intrăm cu calea Dubrăvii, da? Calea Dubrăvii va fi un obiectiv unde vom intra într-o modernizare și reabilitare totală. Cel care are contractul cu calea Dubrăvii, dau eu ca exemplu, că îi se poate întâmpla ceva pe parcursul execuției sau nu-și face lucrarea și suntem într-o situație care poate continua. Eu, singura modalitate lor, care să fie să-l penalizez, care nu mă ajută, că nu înaintează cu șantierul, sau să reziliez contractul. Dacă reziliez contractul, intru într-o altă procedură de contractare care mă ține cu un șantier deschis luni de zile. Așa se poate întâmpla pe